Dacă unii pleacă în concedii pentru a-și neca grijile în mare, alții stau acasă și își neacă problemele în lacrimi. Un număr însemnat de potoșăneni au restanțe mari la apă, iar asta a dus la un start nou al debranșărilor individuale efectuate de echipajele de la Nova Apa Serv. Ținta acestei acțiuni au fost botoșănenii care locuiesc la case. Prima debranșare a fost făcută pe strada Petru Rareș din municipiul Botoșani. Familia Rău Platnică a acumulat o restanță de 1850 de lei. E vorba de debranșări individuale la clienții Rău Platnici cu facturi datorii în jur de 20 de milioane și mai mult și peste 10-15 facturi restante. Nimeni nu s-a arătat interesat de soarta acestor familii care cu lacrimi în ochi priveau procesul de lucru. Doi copii și cu bărbatul bolnav fără apă. Nu am. Eu am o pensie de 2 milioane 300 de lei, ce să plătesc banii și eu. Până anul trecut, în august, să uite pe calculator, am fost la zi. M-au pus 1.850.000 pe lună, dar de unde să-l iau dacă eu am o pensie de 2.300.000 vă arăt cu fond. Eu nu am, trăiesc din pensie, trăiesc. Lacrimile oamenilor nu se vor usca pe strada Petru Rareș. Setul de debranșări va continua pe tot parcursul zilei. La momentul de față sunt înregistrate peste 500 de case depistate cu datorii mari.